Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Preasfințite Aurel, în cele voastre, dragi părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, cu 16 ani în urmă, această catedrală încă în lucru, a avut loc aici un eveniment particular pe care, iată-l, comemorăm astăzi. Consacrarea întru episcop a preasfințitului nostru Aurel. Spunea cineva că a trecut 16 ani, timp de adolescență, pentru activitățile care sunt chemate să le împlinească un păstor, și ne bucurăm astăzi să trăim acest eveniment înconjurându-l pe preasfințitul la această celebrare sfântă, cu bucuria privirii Maicii Domnului și cu bucuria întâlnirii cu dumneavoastră pentru anii pe care i-a împlinit ca episcop aici la noi, auxiliar. Îl însoțim și noi cu rugăciunea și cu încrederea că drumul nostru de credință ne va purta mai departe ca să-L întâlnim pe Iisus, să-I întâlnim fața Sa, să-I întâlnim milostivirea Sa, ajutați de Preacurata Fecioară Maria, ca și sufletul nostru să fie frumos după imaginea Sfintei Fecioare Maria. Așadar, o rugăciune comună în biserica noastră pentru preasfințitul Aurel și activitatea sa. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Maria in excelsis Deo. Zamislirea neprihănită a Fecioarei Maria, Tu ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea din orice prihană pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă prin mijlocirea ei harul de a ajunge curat la Tine, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Voi pune dușmănie între tine și femeie. Citire din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: Unde ești? El a răspuns: Am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: Cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeiei: De ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: Șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Acesta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou,
cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalmi și tresăltați de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. O
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus, Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus, Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob în veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger, Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus, Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus, Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvântul Domnului. Preasfințite în zile voastre, dragi și iubiți credincioși, aș dori să încep aceste câteva cuvinte ale mele cu îndemnul pe care ne-l face astăzi Apostolul Paul către Efeseni. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos. Ne-a binecuvântat în Hristos. Ne-l-a dăruit pe Iisus Hristos în iubirea și milostivirea sa. Și ne-a dăruit-o pe Preacurata Fecioară Maria. Un mister supra căruia putem vorbi mereu și tot nu se termină. De Maria nunquam satis, niciodată nu-i de ajuns să vorbești despre Maria. Această făptură care n-a avut alt rol decât supunându-se lui Dumnezeu să-L primească pe Dumnezeu și să ne-L dea nouă. O făptură de pe acest pământ, o creatură a mâinilor sale. Am ascultat astăzi la liturghia solemnă, când au fost consacrați cei 20 de diaconi, cuvântul Preasfințitului despre frumusețea Mariei și a chemării sale. Continuăm să facem acest lucru și acum. În drumul nostru de credință pe care îl parcurgem spre marea sărbătoare a nașterii Domnului, care vine la noi, ne întâmpină imaginea acestei făpturi, aleasă să fie locuința pământească pentru Iisus, Fecioara Maria. Spre ea ne invită Biserica prin lecturile sfinte pe care le-am ascultat astăzi din Geneză și din Evanghelia după Sfântul Luca.
și din lectura pe care am amintit-o din scrisoarea către Efeseni. Vechiul și Noul Testament ne oferă prilejul să ne întâlnim cu Cel care este Creatorul și Desăvârșitorul acestei făpturi, cu Dumnezeu, Cel care a făcut să se vadă frumusețea Sa pe pământ. Astăzi Biserica ne invită să facem un pas special și să admirăm în această făptură omenească curată și sfântă un mesaj pentru noi, care însemnează că și noi avem o asemenea chemare. Sfântul Părinte Papa, Sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea sa apostolică Novo Milenio in Eonte, la începutul noului mileniu, folosește o expresie dragă contemplării multor părinți ai Bisericii, pentru care arată cum Biserica este reflecția luminii lui Hristos. Așa cum luna primește lumina de la soare și o transmite pe pământ, tot așa Biserica trebuie să primească lumina de la Hristos și să o transmită oamenilor. Știm că la Conciliul Vatican II Maria a fost definită imaginea sau icoana Bisericii. Despre ea, cu adevărat, putem spune că preia lumina și frumusețea de la Hristos și le transmite oamenilor. Când admirăm frumusețea și lumina ei, de fapt, descoperim și admirăm lucrarea lui Dumnezeu în viața ei, ferind-o de pata păcatului strămoșesc și îmbrăcând-o în frumusețe. Este minunat ceea ce recent, 2008 de fapt, a apărut în Osservatore Romano, în acest periodic al Sfântului Scaun, o reflecție asupra acestei realități. La 8 decembrie 1854, scrie acest autor, Biserica, printr-un act al Magisterului solemn exprimat de fericitul Papa Pius al IX-lea, a definit dogma neprihănită zămislirea Mariei. Această dogmă a fost rezultatul unei lungi evoluții în Occident, atât pe planul evlaviei, cât și pe planul teologiei. La acest rezultat au colaborat trei factori sau puteri, spune acest autor, și anume poporul creștin cu genuinul și determinantul său sensus fidelium, simțul credincioșilor. Al doilea, contribuția diferită, dar convergentă și utilă a teologilor din diferite școli. Și în al treilea, rolul determinant al magisterului, care la momentul oportun a definit adevărul dogmatic. La peste 160 de ani, sau mai mult, de la definirea ei, ce spune această învățătură, ce ne spune nouă acest părinte, acest autor? Continuând pătrunde în acest mister și în acest adevăr, Biserica ne arată că Maria, mama și ucenica lui Hristos, este parte integrantă a misterului lui Hristos și de aceea primirea sa cordială face parte din ascultarea credinței. În biserică toți ascultăm de ceea ce hotărăște Biserica și Sfântul Părinte. Una dintre învățăturile mariane pe care Biserica, în decursul lungului său itinerar de căutare, de cunoaștere și de prezentare, a descoperit-o și nu a creat-o, cercetând Scripturile, este aceea zămislirii neprenită a Mariei. În ea, Biserica a văzut
manifestarea frumuseței veșnice a lui Dumnezeu, reflectată în persoana sa și în existența sa, încă de la început. Maria, printr-un privilegiu special, este reflexul frumuseței și gloriei lui Dumnezeu în Hristos și ea, prin persoana ei, împărtășește aceste realități oamenilor. Ni le împărtășește nouă. Admirăm această lucrare divină, o proclamăm cu bucurie pe Maria, că la lucrarea cea minunată a iubirii divine și împreună cântăm cu ea: lucruri mari mi-a făcut mie cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Astăzi, în această zi minunată a neprionitei zămistiri, nu trebuie să ne oprim doar la contemplarea acestei realități cerești rămasă undeva sus, ci suntem invitați să o constatăm, să o admirăm aici, pe pământ, reflexul iubirii, milostivirii lui Dumnezeu. Suntem îndemnați așadar să învățăm de la Maria că numai rămânând în lumina lui Hristos, de la El a primit toată frumusețea, și în lumina razelor iubirii sale, putem să ne transformăm și noi în raze de frumusețe și lumină. Și așa să le putem transmite altora. Mă bucur să vă reamintesc un exemplu care ilustrează, de fapt, ceea ce am spus până acum. Un dialog între un misionar dominican în Japonia și un călător care se afla în același compartiment în care ei călătoreau, în trenul respectiv. Cel care stătea lângă misionar a văzut că aveau carte și în carte era o imagine, o cartolină. Sigur că el s-a bucurat văzând-o frumoasă, culori frumoase, și îl întreabă pe misionar: este cumva soția dumneavoastră? Nu, nu e soția mea, spune misionar, e mama mea. Atunci acest copil care stă în brațele mamei, sunteți chiar dumneavoastră când erați mic? Nu, nu sunt eu, deși îmi seamănă. E fratele meu mai mare. Omul rămăsește cu privirea la imagine, o admira, iar misionarul, văzând scena, îl întreabă: cum vi se pare mama mea? Extraordinară, foarte frumoasă, spune acel japonez călător. Și adevărat, e minunată, pentru că îi seamă copilului din brațe. Omul se miră și după câteva clipe îi spune: adică vreți să spuneți că acest copil îi seamănă mamei și nu invers? Nu, precizează misionarul. Am spus adevărul. În acest caz, mama îi seamănă copilului, pentru că acest copil nu e unul oarecare, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu. Și a continuat să explice acestui călător misterul copilului din brațe și frumusețea celor doi, a mamei și a copilului, sau reflexul iubirii mamei în copil și al copilului în mamă. Iată marea frumusețe și marele mister al Preacuratei Fecioare Maria. Ea are această frumusețe pentru că o are de la Dumnezeu. A primit pe Dumnezeu în inima ei. A împlinit fără încetare voința Lui. S-a lăsat luminată de această frumusețe a Lui. Ea, așa cum spune Evanghelia, a fost numită până de har, de har ceresc, până de iubire divină, căci Domnul era cu ea. Și a devenit binecuvântată între femei, așa cum știm,
că a numit-o verișoara sa. Ea s-a bucurat și a zis atunci când a venit îngerul: iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și se bucură și astăzi, preamărindu-L pe Dumnezeu, vestind lumii marea sa bucurie. Așadar, când o admirăm pe Maria, îl întâlnim și îl admirăm pe Dumnezeu, pe Iisus. Strălucirea ei nu vine de la ea, ci vine de la însuși Dumnezeu, care a făcut-o să fie curată, care a împodobit-o cu toate darurile, la care, așa cum spun mulți mistici, au lucrat toate cele trei persoane din Sfânta Treime. Și aceasta pentru ce? Pentru ca să-L prezinte pe Dumnezeu și nouă, să ne-L ofere, să ne-L ofere cu iubirea ei. Cată frumoasă ești, Marie, am cântat și cântăm și o cinstim pe ea. Dar, de fapt, prin aceste cuvinte, îl preamărim, îl cinstim, îl adorăm pe Dumnezeu. Astăzi este zi mare în biserica noastră. Această sărbătoare a ei, dar mai e un moment, momentul pe care deja îl cunoaște mulți, l-ați urmărit poate la televiziunea noastră. Deschiderea porții milostivirii divine. Sfântul Părinte a dorit ca în acest an să putem descoperi din ce în ce mai mult în toate evenimentele ce le vom trăi această frumusețe, această milostivire a lui Dumnezeu, această iubire a sa. Și sigur sunt multe modalități prin care noi vom putea să-L întâlnim pe Dumnezeu și să admirăm iubirea sa. Mai ales în faptul că El s-a îndreptat și se îndreaptă spre noi. Nu se îndepărtează de noi, ba din contra, ne caută peste tot și ne oferă tot ce are mai scump, pentru ca să-și arate iubirea sa. E iubirea infinită a lui Dumnezeu. Sigur că dacă nu ne oprim să reflectăm, trecem fără ca să observăm. Dar reflectând, putem să ne dăm seama de ceea ce a făcut Dumnezeu și face. Și putem să vedem ce nu facem noi sau ce facem împotriva ceea ce Dumnezeu a voit și vrea să facă în noi. Iată anul milostivirii divine. Anul când putem contempla această minunăție a iubirii lui Dumnezeu. Recent, pentru persoanele consacrate, a apărut o a treia carte care este pusă la dispoziția lor de Congregația pentru Viața Consacrată. Contemplate, se numește. Contemplați. După invitația bucurați-vă, după invitația scrutați, analizați, pătrundeți, bine, contemplați. Adică gândeți-vă, admirați, vedeți, experimentați, meditând, rugându-vă asupra acestui mare mister al milostivirii lui Dumnezeu. Sfințite Sfințiile voastre, dragi și iubiți credincioși, suntem și trebuie să fim martorii acestei iubiri a lui Dumnezeu, cu care El ne însoțește, cu care El merge cu noi, lângă noi, ne caută, ne cheamă și vrea să ne transmită toată frumusețea sa, mai ales a iubirii sale milostive. Dar nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți. Maria n-a primit frumusețea ei pentru ea să se mândrească, ci a pus această frumusețe a sufletului ei la dispoziția lui Dumnezeu
și a oamenilor. De fapt, anul milostivirii pe care noi îl vom începe, deja s-a deschis cu Sfântul Părinte duminica viitoare în cadrul diocezei noastre, ne va oferi această posibilitate de a pătrunde mai mult în ceea ce Dumnezeu a făcut și face cu noi și cum ne așteaptă, cum ne cheamă să ne convertim, să ne umplem de frumusețea Harului Său și să o transmitem și alții. E foarte important, nu numai Sfântul Părinte, nu numai episcopii sau preoții, ci fiecare persoană în parte are un asemenea dar, după măsura pe care Dumnezeu o dă și după măsura în care cineva se dispune să se umple de iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. Să deschidem larg inima pentru ca în ea să vină Dumnezeu cu iertarea sa, cu harurile sale și cu frumusețea sa. Așa să fie. Amin. Și acum toți împreună ne mărturisim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născutean nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a îndrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om pentru noi sub Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților. Fraților preiubiți, încrezători în mijlocirea prefericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse Hristoase, prin ale cărui merite Sfânta Fecioară Maria a fost ferită de păcatul strămoșesc, dăruiește bisericii tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-ne nouă, credincioșilor tăi, cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere, sub ocrotirea Reginei Păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin cinstirea Preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca toți oamenii să înțeleagă din viața Fecioarei Maria bucuria unei inimi curate și generoase. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne ca, după exemplul Maicii tale, să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii
ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiilor. Te rugăm, ascultă-ne! Veghează prin grija mamei cerești asupra tuturor copiilor plecați din sânul familiei. Te rugăm, ascultă-ne! Eliberează-ne de lanțurile păcatului prin biruința neprihănitei Fecioare asupra celui rău. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința Ta a fost ca prin prea sfântă Fecioară Maria, Fiul Tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la Tine. Dă-ne, Te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică să ajungem la mântuire. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul.
Binevoiește a primi, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim în solemnitate neprihănitei zemisliri a Sfintei Fecioare Maria și dă-ne bucuria că, după cum mărturisim că harul tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel prin mijlocirea ei să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne Părinte, Sfânta Totputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc și ai cuplășit-o cu plinătatea Harului ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii Mireasa lui Hristos, fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioarea Preacurată, s-a născut Mântuitorul, Mielul nepătat care ridică păcatele lumii. Pe ea ai ales-o dintre toate făpturile ca să fie model de sfințenie și mijlocitoare de harul pentru poporul tău. De aceea cu îngerii din ceruri cântăm cu bucurie imnul de laudă. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numele Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dovândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prefericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici, cu toți ceilalți sfinți ai noștri, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toate cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și vă văzuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ispită, cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, că le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Lui Hristos, mă dați din viața cea.
Să ne rugăm! Tainele pe care le-am primit, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne vindece, să vindece noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat încă din prima clipa zămesliriei pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să ne vezi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, astăzi am sărbătorit-o pe Preasfânta Fecioară Maria cu un privilegiu deosebit, dogme de credință, că ea a fost ferită de pata păcatului strămoșesc din prima clipă a existenței sale, tocmai pentru că trebuia să fie mama Fiului lui Dumnezeu, ființa cea mai sfântă, cea mai curată, cea care trebuia să dea viață cuvântului lui Dumnezeu. De aceea ne-am adunat în această zi și întreaga Biserică Catolică, am cinstit-o, am sărbătorit-o, ne-am bucurat și mai ales și pentru faptul că ne-a amintit de nostalgia după frumusețe, frumusețea sufletului, nostalgia după acea viață fără de prihană cu care noi trebuie să stăm mereu înaintea lui Dumnezeu. O rugăm să mijlocească mereu pentru noi, să fim frumoși la suflet, să fim plăcuți lui Dumnezeu și mai ales în acest an al milostivirii în care am intrat de astăzi cu deschiderea porții sfinte la Vatican prin slujba și ceremonia Sfântului Părinte Papa Francisc și de duminică și aici în catedrală, să trăim un an sub privirile Preacuratei Fecioare Maria, îndreptându-ne mereu spre milostivirea lui Dumnezeu, care ne vrea sfinți și fără prihană. Și pentru că Preasfințitul a amintit și de un moment deosebit pentru slujirea mea episcopală, sigur că un gând de cunoștință, de mulțumire a fost această Sfântă Liturghie pentru darul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit acum 16 ani, un gând de mulțumire și recunoștință și pentru Sfânta Fecioară Maria, care m-a ocrotit, pentru că în ziua
tocmai de neprihănita zimislire am primit consacrarea episcopală, o mulțumire pentru preasfințitul și pentru toți preoții care mă înconjoară cu multă dragoste și colaborăm pentru binele bisericii noastre locale și pentru slava lui Dumnezeu. O mulțumire specială și dumneavoastră care răspundeți la invitația aceea pe care o lansăm la fiecare Sfântă Liturghie, dar nu numai la liturghie, ca să vă rugați mereu ca jertfa mea și a voastră, cum spunem, să fie mereu plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Mă încredințez mai departe rugăciunilor dumneavoastră și împreună vrem ca să aducem acea laudă prin viața noastră lui Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este numele Domnului! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.